Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată-ne din nou la stupină. Treabă că prinde. Timpul fuge foarte repede. S-a mișorat ziua. Te salut, Stelică. Stelică, nu? Costele. Uite, dragilor, chiar o surpriză plăcută, pentru că Costel de la Onești, nu? Îmi spuneam, m-am uitat la tine când ai venit, era și cu ochelarii la ochi, mă gândeam, bă, cine vine așa de decis spre mine și... În sfârșit, povestește un pic exact ce s-a întâmplat, cum de câteva minute ai venit aici și mi-ai spus pe scurt că ai o problemă. Te rog. Da, am cumpărat anul trecut la dumneavoastră nouă familie. Da. Din nou, mi-au murit două, dar am mai cumpărat de la cineva încă două și am făcut... Ai păstrat tot nouă, cum se zice. Așa, în primăvară. Am mers după procedura dumneavoastră, tot, după filmuleț, tot le-am urmărit și din cele nouă familii care le-am amirnat în iarnă, acum la ora actuală am 60. Spune, mai depășit. Adică, da. Ritmul ăsta de mulțime nu l-am avut, crede-mă. Da, dar se vede treaba că ai pus mâna pe tehnologie cât se poate de corect, clar. Am mers în mulțire, am mers la greu, am zis să fac ceva, dar m-am împotmolit pentru că ele n-au albină destulă și hrană. Aici e problema, și da? Aici la momentul, problema, da. La ora actuală, deci pe 3 rame, pe 4, rare, 5, 6... Da. Costele, trebuie să spun că în clipa în care te duci tare pe înmulțire, chiar să fie nectar, să le iei cu cana din floare, n-are cine la aduce. Deci tot timpul trebuie să ai grijă să stimulezi în același timp. Ai făcut treaba asta. Am făcut stimulare cu sirop, cu ceaiuri, cu și hrani proteic, am cumpărat la Timișoara. Și când am văzut filmulețul dumneavoastră postat de ieri, adică ieri m-am uitat eu, dar e postat de recent. Așa. Cu pregătirea pentru iernat, atunci am văzut că am făcut niște gafe și eram nelămurit în legătură cu stimularea în luna septembrie. Eu am mers până pe 21-22, iar la fel și cu hrană proteică. Așa. Am văzut că am albină puțină, am... Ce mă fac la ora actuală, cum procedez ca să pot măcar ce albină am, să pot să ies din ea. Da, deci obiectivul numărul 1 este al tău ăsta, să iernez mărcile acestea, da? Că-i păcat de ele... Ce am eu la ora actuală, vreau să ies cu ele în unii condiții din iarna asta și să le ajut să nu moară. Așa facem, Costele. Biostupul îți va oferi șansa să faci acest lucru, pentru că avem posibilitatea în ultima instanță să mergem până la 5 într-1. Am văzut, nu? Am mernat așa 5 într-1. În situații extreme, merge așa. Acum, în mod sigur, tu ai luat stupii de la Viorel, aceia care au aici, nu cum am făcut eu cu folie, m-am chinuit mult după discuția care am avut-o cu Viorel. Deci cu plăcași. Cu împărțit în trei aici, da? Da. Eu nu am aici cele două fante. Astea pentru curisat. Ultima generație. După ce eu am iernat 5 într-unul cu folii chinuindu-mă, i-am zis, băi, Viorele, hai bă, vom mai face un canal de ăsta, că am rezolvat treaba. Așa zic, am muncit, nu m-am văzut ca să pot rezolva asta. Așa că, având chestia asta, te duci la 5 în 1. Deci o să iernăm aici 4-4-4. În situația în care aici mergi cu 3 și pui și diafragma cu polistiren, ești boier, da? La fel faci din coace, nu-ți bați capul la cel din mijloc. Ăl din mijloc poate să fie pe 4, dar chiar mai să fie cel mai slăbuț. Am înțeles. Da? Cel mai slăbuț poate să fie de 2 sau 3 rame acolo. Da, da. Pentru că el are oricum căldură din stânga și din dreapta, stă ca un boier. Ba mai mult, are spațiu de dezvoltat în primăvară. Deci pe cel mai slăbuț l-ai băgat în centru, da? Am înțeles. Aici, avem posibilitatea să punem diafragma aceea pe ghidajul 2, ții minte, nu? Da. Așa? Îți rămâne un spațiu de 2 rame aici. Deci un altul care este tot așa de slăbuț, de 2 rame, de-l poți strânge pe două, abia știi când faci chestia asta, când se strânge
Costele, când se strânge gemul. Da. Deci tu atunci definitivezi cu 5 în 1. Ca să-l iei foarte ușor, să-l pui de colo-colo, nu-ți bați capul. Deocamdată îl lași pe poziția, deocamdată să putem ajuta ca să mai, cum se spune, Albina, să nu se pieptine în continuare, că se pieptine acum. Albina uzată în septembrie, în partea asta, ușor, ușor, bătrâna se duce, se tot duce. Da? Mățile au început să încetă totul și atunci e o problemă. Și atunci eu îți propun așa. Mergi cu 3, cu 5 în 1, cum ți-am spus la iernat, bagi asta diafragma cu folii dublă, deci lucrezi la folia dublă ca la capete sau aia deschisă, știi bine? Da, da, pentru hrană. Așa, pentru hrană. Da. Grijă multe, fiindcă tu ai și în mijloc, ai, atenție, aceea care o face folia dublă, ea să fie la un cap la altul și aici faci decuparea. Decupare aici, decupare în partea cealaltă, știi, ca să nu treacă de colo-colo, peste diafragmă. Am înțeles. Deci îți faci decuparea în dreptul fiecărei familii. Fiecare familie în parte, da. Așa. Ea va fi o folie, Costel, ca să... Ea întregul din tot. Așa, așa, bărbate. Deci o pui ca și cum ar fi asta și aici îi faci fantă, îi faci fantă pentru familia de desubt, pentru familia din margine, fantă pentru asta și fantă pentru cealaltă. Și până vine folia cealaltă. Am înțeles. Și te apuci de hrănire cu mere cristalizat. Da? Da. Căutăm, vedem, pe unii găsim miere cristalizată și ne apucăm. Uite, asta am zis să văd cum procedez pentru a nu li pierde. Și e mai bine când vin și discut cu dumneavoastră, văd și... Asta e lucru spectaculos, pentru că tu ai ghicit un lucru. Pe mine mă interesează extraordinar de tare să reușești. Atât de mult mă interesează încât acum pun numărul la problema ta. Da? Așa facem. Mai ales că ești de aproape de mine aici, nu-i păcat să nu rezolvăm treaba. Ei, așadar, asta vom face. Acum, ce, ca experiență, dragilor, pentru 3 în 1 acum, tu participi concret. Eu aș vrea să te las pe tine să lucrezi dacă vrei, dacă nu, filmează tu și lucrezi eu, la unul lucrez eu și primul la celălalt lucrezi tu, e bine? Sigur. Hai să facem așa, la celălalt te las pe tine. Deci, ce urmăresc acum? Hai să-mi fac planul de lucru. Nu știu ce se află în interior, cât albină e. Tot așa se pare că și la mine, ăsta care l-am acum deschis, mai puțin albină. Și atunci trebuie să iau decizii concrete, clare pentru fiecare situație. Și pentru situația care am de față. De aceea, încep să cercetez ramele din cuibul ăsta. Cum procedez? Mă uit ușor. Căutăm să nu bruscăm, pentru că știi tu foarte bine, există pericolul ca mare ca să miști de colo-colo și să o strivești. Sigur. Da? Și nu, ne uităm. Aici nu se vede. Nu este marcat aici. Ea de regulă este pe ramele mai închise și acolo de unde a cruzionat ultima dată. Acolo trebuie să o așteptăm. Da, da, da. Așa. Căutăm să facem așa fel cuibul încât rama cu coroanița cea mai mică să fie lângă diafragmă, urma a doua un pic mai mare și a treia un pic mai mare, până când, mă rog, gândim noi așa cam pe câte rame să-l organizăm și să putem forma jumătatea asta cu jumătatea cealaltă și cu asta din spate să formeze ghemul acela la care îl avem în minte, să avem spațiu pentru intrat albina. Dacă găsim rame care să fie full de sus până jos, acele trebuie să le scoatem. Uite, vezi? Are miere. Are miere. Și are și în partea de jos costele. Da. N-are spațiu să intri marcat. Nu, asta trebuie scuturat. Asta trebuie scuturată. Uite-te și pe partea cealaltă. Uite-te prin cameră, da? Da, da. Se vede. Este miere până jos. Așa. Da, asta trebuie scuturată. Asta trebuie scuturată. O lăsăm deoparte să ne facem spațiu pentru a o scutura. Și lasă-o ușor, că dacă o să mă șeu ușor, e problemă. Căutăm cealaltă ramă. Uite și asta. Și asta, ba mai mult. Pe sfertul ăsta are până aici jos. Așa. Ar fi spațiul ăsta. Asta aș lăsa ultima, știi? Da, merge ultima acolo. Pentru că are în partea de jos
Noi avem grijă să avem tot timpul și mierii. Sigur. Coroniții căpăcit, deci este indicat să o las, la urmă urmei. Da, da. Merg mai departe. Deci mai rămâne ramă de... A treia sau a patra acum, cum vom gândi, depinde în continuare ce găsim aici. Și asta e cu mierii, trei sferturi. Așa, nu prea aș lăsa-o, vezi? Da, da, este până ajuns până aici. Da, foarte puțin. Foarte puțin spațiu. Dacă ar fi fost jumătate, ar fi fost bine. Parcă mai aș ceva cu vierșelul, ce am văzut eu. Că și ori mai fi și ceva câteva celuri de puiet. N-am văzut matca, deocamdată poate pe rama cealaltă. Vreau să o văd ca să nu scutur pe ea. Să vedem ultima ramă, așa cam cum îi... La fel e și asta. Are și... Da. Mai bine, spațiu, fie... spațiu mai mult gol, nu? Da. Deci asta ar fi nimerită să fie. Are și matca o vedem de aici. E văzut-o, nu? Iată. Nu mai e ouă deloc. Da. Deci încetat ouatul, asta e. Acum, caut să văd spațiul cel mai mare al ramei. Unde e? Cât da, să se întorc pe partea asta. Mă uit aici, mai mare. Parcă asta ar fi da, mai mare, da? Da? Da. Așa, așa. Așa va fi. Chiar așa o lăsăm. Da, deci da? Partea de aici să fie... Spre diafragmă. Diafragmă. Spre diafragmă, o așeză. Bun. Acum aș vrea o ramă care să aibă un pic mai mare coronița, aproape da, da. De jumătate, mai mult de un sfert. Asta, e. Asta o da. Scuturăm, am hotărât să o scuturăm că e... Nu se dai cu miere, deci are miere până... A, pe acolo așa, da, da, se vede așa și atunci nu-i treabă, deșteaptă să o lăsăm în cuib. Așa cu o scutură. Ea este o ramă bună. Da, este, este numai frumoasă, trebuie... de calitate, numai trebuie un pic dat la certificat, sare de spațiu ăsta și ar rămâne așa. Rămâne, da. Nu umblăm la căpăceală, da? Da, toată asta este superb. În păcat. Numai cât dat la certificat se sare din ochiul acesta. Da. Din celulele goale. Vezi? Este important să facem acest lucru, că ne ducem și cu mierii căpăcite. Ori mierea căpăcită este nu de altă calitate și iernatul pe mierea căpăcită îți oferă o altă. Și are și păstură. Am și un păstură. La asta nu vine să renunți, vezi? Deși ne ocupa spațiu. Da, da. Oh, să o lăsăm pe asta a patra. Am păstură, trebuie să-l am și în vedere păstura. Așa că, facem în felul următor. Cred că o scutur și pe cea din margine. Uite, asta care e mai albă, da. Prima care am luat-o noi, uite, vezi, asta fac. O scutur și pe asta și aduc acum o ramă pregătită de mine, pe care s-o pun a doua. Știi? Am înțeles. Asta nu... Asta tot așa, o dau la centrifugă. Neagră, asta nu e, asta e da? Mai mult pentru... O dau la centrifugă și... pot să o folosesc în caz de nevoie. Sigur. Scoatem o ramă care să fie a doua capătă. Vreau să am... Ea e dată la centrifugă, am golit partea asta de jos, este perfectă și o așezăm a doua. Deci a doua va fi asta. Uite așa. Vine cealaltă a treia. Și a patra. Și a patra, dacă asta e a patra, nu ia aceea cu... Uite cum fac. A patra o lăsăm de după diafragmă, da? Deci, iată, e o situație apropie asemănătoare cu la tine, să zic da, așa, da? Da, da.
la tine și cum poate fi și la alți foarte mulți apicultori care s-au dus așa tare cum te-ai dus tu, de la 9 la 60, ce să spun? Eu am postat filmulețul, l-am postat pe pagina dumneavoastră. De, da? Da, pe ăla stup. Aha, foarte bine. Uite, și cu asta am lămurit treaba aici. Da. Facem același lucru din pace. Știi, reacționăm la fiecare familie în funcție de situația concretă. Dar am promis că te las pe tine, te las pe tine. Sigur. Și discutăm, pur și simplu. N-am făcut un pic de fum, că doar fumătorul avem lângă noi, dar ne-am pus la treabă repede și... Și un sticlu de curățat. Așa, care un pic de... Așa. Și cel mai mare problemă este acum la furtișac, nu? Am mai vorbit, deseori am anunțat și am spus-o. Dacă nu suntem atenți cu furtișacul, greșim tare mult, tare mult greșim. Și ne se întâmplă, mă povestește cineva, domnule, ce mă fac? Aveam un vagon. Și mi-l atacă de multe ori. Și am zis, domnule, nu mai stai, pentru noaptea asta e plecat. Da, da, că i-am zis un... Da? Așa, așa spus. Un filmuleț am spus. Da. Noaptea asta e plecat. Dacă nu au hrană, știi, ele sunt frământate foarte tare să vadă ce soluții găsesc, nu cumva să se întâmple, să le ia cineva hrana care o au. Și de aceea, ce vrei tu la mine? Să încerci așa să faci, uite așa, uite așa mergi. De ce vrei să mă deranjezi? Da? Gata, nu mă ducem. Uite așa, așa facem. Eu am să fac un pic de fum, că chiar ne deranjează foarte tare. Nu poți lucra aproape. Și depinde, uite, Albina Hoață, dragilor. Asta care planează pe deasupra, da? Și cu teamă să apropii, observați, e bine să știm să o descoperim. Că într-o astfel de situație ce faci? Uite, ne ducem să facem fum, uite, închidem stupul, decât și urdinișul, rampa de zbor mișorată, la urdinișul acolo 2 cm, și când se sesizez că e din ce în ce mai mult albine și se aruncă așa, închizi stupul și pleci. Mai bine amâi treaba asta decât să pățești necazul mare. Deci este în prima ramă. Așa. O scoate ca să o cercetăm. Da, este o ramă care va trebui să fie scoasă. O lăsăm deoparte deocamdată ca să ne facem spațiu. Sau, hai să o dăm deoparte, nu? E așa, las-o acolo undeva. Așa, sper să nu dăm peste ea. Ea este albă și nu-i de lăsat în cuib. Sigur, așa. Cum ieri aproape toată asta, nu trebuie lăsată. Da? Tu ai văzut-o. Merge a patra în ultima instanță, da? Așa. O lăsăm acum în cuib. Următoarea. Da, pe greutatea spune. Cred că trebuie și aceea. Vezi că cuibul a făcut mai multe rame deschise. La asta trebuie să renunțăm la ramele astea. Asta bună, o scuturăm, da. Nu avem ce face cu ea aici. E
Așa, e perfect. Uite, ai acolo periuța. O să o scutur și pe asta de lângă tine, de lângă spatele tău, ca să nu, cădea, să nu cadă, știi, să... Nu stăm deloc cu rama asta în mână. Da. Urgență. Da. Deja și viespea... Imediat s-o lipește. Imediat s-o lipește. Și celălalt am zis că o scuturăm și la fel iau. Da, 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 așa am zis. Așa, dragilor, avem șansa să lucrăm acoperit, nu? Din cauza... Fiindcă avem mașină și avem spațiul ăsta așa frumos pe culoarul ăsta, putem lucra fără nicio emoție. Da, da. Până la urmă trebuie să facem fum. Da, da, da. Așadar, opresc aici filmarea. Ați înțeles, dragilor, ce anume ne frământă. Am făcut acest filmuleț profitând de venirea lui Costel. Noi ne continuăm treaba. La revedere. Pe curând.